Un antreprenor nu trebuie să facă lucrul angajaților. Eu, de exemplu, la început, desigur că făceam de toate și practic totul. De la igienă și curățenie până la ședință cu primii angajați. Respectiv, am un algoritm, de fapt un plan, cum un șef poate să iasă din operațional dacă dorește ca acest fenomen să se întâmple cu adevărat sau să rămână doar un vis. Prima dată când mi-a venit ideea să cresc o echipă, am stabilit fișe de post cu responsabilități măsurabile. Cine, ce, cum are de făcut. Apoi, din toate peste 200 și ceva de responsabilități care le-am scris eu cândva odată, de fapt am întruchipat vreo 7 fișe de post și mi-am dat seama că din operațional cu așa ambiții sau acțiuni nu o să ies niciodată. Primul lucru a fost o provocare ca real să angajez 7 oameni odată, într-o lună, ca aceste responsabilități să mă consum a le delega imediat. Până în ziua de azi, în echipa care o gestionez, sunt peste 120 de colegi și avem peste 40 de funcții diferite. Am ajuns și în sfârșit la etapa când visez să cedez și postul de director executiv al companiei. Pentru planul de a ieși din operațional, practic este când mai faci un pas în urmă. Organigrama, fișele de post, succesorul identificat, 3-6 luni de mentorat pentru acest succesor, responsabilitățile măsurabile trebuie să fie verificate zilnic, săptămânal, lunar, trimestrial, anual și nu uiți de control sau puncte de control. Într-un final, dacă ți-ai găsit succesorul potrivit, poți gestiona compania la distanță, poți prin analiza progresului să vezi dacă îți aduce rezultatul dorit pentru echipa ta. Și doar în acest scenariu, după părerea mea, este realizabil să cedezi acest operațional și să te ocupi de strategie de scalare.